Ieri tatălui Sorin a intervenit în direct după difuzarea mesajului transmis de Simona pe social media. Începem cu începutul. Da, pe scurt. Sorina a fost sincer, s-a asumat ce a făcut, ea nu s-a asumat. Ea a spus o poveste că... Dar mai zis treaba asta de 7 ore, altceva nou, nu? Precum că ea a fost amantă 3 ani. Minte, n-a fost nicio amantă. Acolo era peștele, acolo făcea filme. Domnul Gheorghe, astea sunt niște informații pe care le-ați cules pe internet sau aveți dovezi? Pe internet, de la toată lumea, i-am trimis poze. Uitați, doamna Simona, deci pe site-ul respectiv spune așa, ce oferă ea în privat. I-am trimis aici să cauți o fată, să spargi familie cu ea, să mă tragă pe mine prin tribunale. A pomenit despre cămătari este o afirmație gravă. A spune că eu am jucat în filme pentru adulți este o acuzație gravă. Faptul că acele site-uri încă sunt active face parte dintr-un contract semnat. Odată ce tu îți închei activitatea în cadrul videochatului, acel site rămâne activ. Îmi doresc din toată inima ca acest om să se oprească, pentru că e strigător la cer, sunt făcut în toate felurile posibile și imposibile și de mine mai e cum mai e, dar am și eu niște părinți acasă care sunt huliți pe stradă. Omul e bolnav cu capul, nu? Dar și tu știi că e bolnav cu capul și nu e de acum, e din totdeauna bolnav cu capul. Dar pe bune mă faceți de la bun început să dau totul pe față și să spun tot ce a fost. Te rog, dar frumos, el nu se oprește. Liniștești, pentru că tu ai scris în ce că ți-i așa ceva, fată, nu vrei să ieși. Hai mă, lasă, nu mai căuta scuze. Exact, ce n-ai vrut, aia cunoscuși. Tu ai scris, nu eu. Ia uite, ce ai scris? Drage, după ce că tot el face, acum încearcă să ia apărarea și să-i caute scuze. Doamne ferește, așa ceva. Nu știu ce dracu am greșit în lumea asta de... Trebuie să trec numai prin momente de genul, din rău mai rău. Parcă nu mai iese niciodată soarele pe strada mea. A ieșit în momentul când am întâlnit-o pe ea, când m-am cunoscut cu ea și se pare că nu ne lasă nimeni, nu ne dă nimeni șansa asta să ne fie bine. Și tot eu sunt ăla judecat și criticat că de ce mă comport așa cu părinții mei sau în special cu el, nu? Și săraca mama a suferit și ea, că i-am vorbit urât tot din cauza lui. O să vorbiți afară, nu pot să spun că o să fie bine. O să fie bine, dar nu acum. Că, hei, o să ceri să vorbești cu ea. Știi, nu? Da, bă, dar nu mă ajută cu nimic, mă ajută să ies eu afară să vorbesc cu ea. Față în față, nu mă ajută cu nimic că vorbesc, că totul aici e înregistrat, e degeaba vorbești. Știu. Hai de fapt, tremur de nervi, nu mai pot. Nu știu, nici nu știu cum să gestionez situația asta, pentru că aici ești efectiv neputincios. Îmi rup să sufletul când o auzi. Cum, frate, numai în locul ei să nu fii și doar să-ți imaginezi să fii în locul ei, exact. Dar să fii în pielea ei. Exact. Și mai ales că e singura în București acum. Da, nu știu, bă, ce are în cap omul ăsta, bă, că are 50 de ani și cu și părere de rău că zic treaba asta. Să vorbesc cu el, o să iese urât dacă vorbesc cu el, nu. Poate reușești să lămurești ceva. Ce n-ai vrut să lămurești? Că eu am crezut că... Nu știu, să-l liniștești măcar sau... Ce să se liniștească? El, ca să se liniștească, trebuie să șteargă... Lelea de aplicații, ce Facebook-ul și ce mai primește el, știu eu, de pe la oameni. Tu îți dai seama ce minte să ai 50 de ani și să crezi ce-ți scrie un necunoscut. Pentru că... Și până la urmă el nu înțelege treaba asta. Ea și-a asumat de la bun început, a zis că a făcut videochat, că a făcut o săptămână, că a făcut două, că a făcut 2 ani și a asumat. Nu contează treaba asta. A venit de la bun început și a zis treaba asta. Și imaginile alea rămân acolo în permanență, după cum a zis și ea, degeaba tu nu mai activezi în domeniu, că ele tot sunt acolo pe site-urile respective. Dar el nu are cum să înțeleagă treaba asta, că el... Sunt din generația mai veche și ei, neavând acces la toate informațiile astea, este normal să reacționeze așa. Lasă, bă, Alexia, nu îi mai căuta scuze. Nu-i că caut e scuze. Dintr-o generație mai veche, dar ai și tu acces acum la tehnologie ai de acces, atâția dar ani. Dar nu se știe dacă te poți adapta. Sorin a tot fost supărat pe tatălui o bună parte a zilei de ieri, chiar dacă mama lui încerca să-l împace. Tata, nu se mai oprește odată. Eu nu înțeleg intențiile lui. Chiar nu știu ce are în cap. Nu știu ce vrea să demonstreze, ce vrea să facă sau ce vrea să fac eu să... Nu înțeleg, pe bune, chiar nu înțeleg.
Are o vârstă, zice că are școala vieții, că e umblat, că e nu știu ce. Nu dă dovadă de nimic, sincer. Nu o să înțeleagă el, că ce ia dacă ea n-a făcut... Noi nu înțelegem așa ceva și gata, dacă, subiect. Dacă nu mai face videochat, de ce mai sunt imagini și videoclipuri cu ea? Păi omule, ălea rămân salvate pentru totdeauna. Ălea că ai făcut acum 10 ani, că ai făcut acum 3 luni, că ai făcut acum 2 ani, că ălea o să rămână acolo în permanență. Ălea nu o să le șteargă nimeni și nu o să știe. O să le arăta și voi la copiii noștri. El nu știe. Păi eu ce zic, mami, de pe 2 august. Ce în tine? De pe 2 august sunt poze, am văzut și eu descris. Băi, de pe 2 august. De pe 2 august, eu pot să o șterg și să fac să zici că e de ieri. Okay. Poți să o modifici și cum poți tu să dovedești că e reală sau nu e reală? Îți spun să ieșim afară, tu îți continui ce ai, eu îmi continui ce am, el la fel. Nu... Gata, păi se vede că nu, tot insistă, tot nu se oprește. Păi eu i-am spus de sâmbătă de atunci, l-am rugat frumos să nu mai aducem la nimic până ieșim afară. Fiecare afară facem ce considerăm noi că ne ce trebuie de acum încolo să facem. Nu ne vedem fiecare de relația noastră, de căsnicia noastră și așa. Așa vreau și am ajuns, știi, un drum așa prin pădure, am ajuns într-un luminiș și din luminiș ăla pleacă două drumuri, unul în stânga, unul în dreapta. Eu o să plec pe al din stânga și el pe al din dreapta. Adică interacțiunea dintre mine și el nu o să mai existe niciodată. Asta ca să știi, cu tine n-am nicio treabă, pot să vorbesc, dar cu el... Interacțiunea cu el e zero pentru mine, nu mai există. Nu-i nicio problemă, tu alegi. Tu alegi și eu, în final, am fost pusă la mijloc între așa și era trebuie de mult. Noi am mai avut discuția asta de mult, da. Da, trebuia să mă refi retras de la 18 ani de când aveai și tu ia-ți mami în frâu și du-te și tu... Corect, așa ar fi trebuit. Așa trebuia, dar știi cum e mama, numai mamă să nu fii. Da. Deci, n-am nimic cu tine, îmi pare rău de tine, mi-a părut întotdeauna rău, că știu că ai fost pusă la mijloc, dar nu mai pot crede. Ce liniște e. Sunt lucruri pe care m-am tot abținut așa să nu le zic, dar... Sorin, îți spusei mami, pleci pe drumul tău și gata. Bine, te rog eu frumos, că și eu am, pentru tine am trecut multe. Așa că tu fă-o pentru mine și gata. Okay. Dar și mama Cristina avea o părere despre situația lui Sorin și a Simonei. Mie îmi pare rău, nu-mi pare rău nici de mata, nu-mi pare rău nici de Simona, mie îmi pare rău de Sorin, că el nu merită să îi se întâmple tot ce îi se întâmplă. Și n-are ajutor nici din stânga, nici din dreapta. Să fim sinceri, ce gândește un cristian, că uite, de exemplu, când Liza în emisiune, eu m-am văzut după, i-a zis lui Nea Gheorghe pe canapea și mama Ana era lângă mine. Și Iza îl bârfea pe Cristian la Nea Gheorghe. Am văzut cu toții. Și el zice, du-te, băi, atâția băieți fiți ar tatuatul să-ți fie. M-a durut enorm. Da. Eu n-am venit să pronunț cuvântul ăsta așa. A trecut o lună jumate la mama Ana de ce a zis Nea Gheorghe. Că fiecare își dă cu părerea, fiecare are. Mă înțelegi? Dar noi tacem, să nu te ba, să nu te ba. Să nu deranjezi. Ai un Cristian să nu, lângă da. Noi, ai un om lângă noi, cu suflet, cu inimă. Încearcă-l, bă, să-l iei pe drumul și să... Eu știu că greșești, bă, ca părinte eu îți spun că greșești, dar du-te, mergi ce mergi, important e să știi că ne-ai acasă, mamă. Deschide ochii, vezi dacă e bine. Nu e bine, vii acasă, mă, mică, și asta e. I-ai dat o putere. Du-te, mamă, du-te, 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 mamă, du-te, du-te, du-te. Nu e bine deloc, mamă, că o să, maxim, o să se ducă cum... și o să umpli perna de lacrimi. Că nu știi ce eu da să mănânce și tot. Te rog eu frumos așa. I-am dat, el a venit vreodată să ia ideile noastre, i le-am dat, n-a vrut să le spun. Dacă era al meu, era dus de mult. E problema lui, încă e lângă mata și îți spune întrebări. Încă mai are putere să vină să-ți spună întrebări. Uite, mamă, eu las să aleagă el. Eu i-am spus de la început, lasă-l să aleagă. Ajută, și cu ce să mai uite să lângă el, n-am venit aici cu el. Bravo, dar susține-l, mă, toată viața, nu mai aici. Dar de ce nu înțelegi că eu am trecut mult mai multe decât tine? Auzi, te rog frumos, Cristina. El a făcut belele mai mari, nu a făcut nimic, să nu mai poți. Nu mai vreau materiale, te rog frumos, am eu pe ale mele. Fiecare știe durerea în sufletul pentru copilul lui. Te rog eu frumos. Da, acum că ești probabil mai calm, ți-ai schimbat discursul? Nu, este același și
după ce am văzut imaginile din nou, am retrăit din nou și parcă m-am agitat din nou. Însă vreau să vă zic, în primul rând, vreau să-mi cer scuze față de dumneavoastră, pentru că ieri am fost înțeles greșit, într-adevăr, am fost supărat și dezamăgit și ați interpretat că eu vă cer pe dumneavoastră. Eu știu că dumneavoastră aveți doar un rol de moderator aici, nu dumneavoastră permiteți cui să intre și cui să nu intre. Vreau să-mi cer scuze în fața dumneavoastră, în primul rând, pentru că nu am procedat ieri corect, nu? Și dacă în caz că v-a deranjat, să știți că îmi pare rău, nu? Cât despre ce ați văzut pe material, îmi susțin părerea în continuare. Dar nu crezi că e un pic cam drastic să spui că nu mai vrei să mai ai de-a face cu tata? Păi da, m-am stăturat, doamna Simona, de ce nu înțelege odată că trebuie să mă lase singur, să-mi iau eu propriile decizii? Ce vrea el de fapt? Să fac ce vrea el? Sau... Da, până la urmă l-am văzut cu toții. E, cred, nu știu, doamna Ana, să mă... contraziceți dacă nu e așa. Cred că e un om care mai mult vorbește foarte mult. Că de făcut doar ce poate să facă? Păi nu poate să te încuie în casă. Păi dar trebuie să se abțină, să nu mai vorbească, să nu mai țină cont de părerea oamenilor de pe internet sau părerea oamenilor care îi trimit mesaje. Asta e, să știi că e să foarte dificil pentru pe părinți. Simona, asta e foarte dificil pentru părinți și chiar o să vă rog când mai vin părinții să întrebați cam cum se vede de afară. E foarte greu. Să vezi că, na, copilul este pus așa într-o situație... Păi și din cauza cui am fost pus în această situație? Între mine și Simona, dacă întreb pe oricine de aici din casă, inclusiv pe dumneavoastră, noi n-am avut niciodată vreo contră, nu ne-am certat niciodată din cauza noastră. Da, domnul Gheorghe nu contestă treaba asta. El are o problemă cu trecutul Simonei, pe care e drept, ea și l-a asumat. Și este vorba despre mine, despre ce accept eu și cât accept. Nu este vorba despre el. Ce... Da, poate că tata avea alte așteptări de la tine. Corect, doamna Ana? Da, probabil da. M-am plecat de acasă cu anumite principii. Acum că și-a găsit iubirea aici... De altă parte, alegerile copilului, asta e. Mai ales când copilul are 30 de ani, știi cum e? Nu mai are 15 ani. Eu chiar vreau să stau aici cât... cât mai pot, că chiar aș ruga publicul să plec și eu acasă. Da, da, nu facem eliminări de mame. Nu știu ce să zic. Rugați publicul. Iar el, exact ce am spus, dacă și-a găsit iubirea, să meargă în continuare cu iubirea care și-a găsit-o. Pe de altă parte, uite, să știi, Sorin, că am remarcat niște comentarii ale telespectatorilor cum că nu ești foarte politicos cu mama și am văzut și eu așa, și tonul, și cu bă, și, și telespectatorii, asta, și telespectatorii spun următorul lucru. Interesant cum Sorin vorbește așa cu mama, tocmai el care i-a atrăgea atenția lui Gabriel, dacă mai țineți aminte, să-și respecte mama. Am avut și eu această discuție cu băieții și le ziceam că de fiecare dată când aveți ocazia simțiți să-mi atrageți atenția, pe când lui Gabriel nu-i spuneați treaba asta, nu. Și Gabriel vorbea mult mai urât față de mine. De fiecare dată. Cred că ai o memorie scurtă. Da, așa este, nu. Eu, după cum am zis și pe material, îmi pare rău pentru mama, ea este victimă colaterală. N-are nicio vină, însă nici ea n-a fost constantă. Când a zis că e albă, când a zis că e neagră, nu. Probabil că n-am cunoscut într-o lună și trei săptămâni să-mi dau 100%. Gândește-te că mama e într-o... Uite, e așa, știi? E ca și cum merge pe sârmă, știi? E între voi doi. E foarte greu să faci alegerea asta. Eu vreau să aleagă el. Adică imaginează-te, pune-te un pic în papucii mamei. Să fii tu între soția ta și copilul tău. E foarte greu. Într-adevăr, este greu, n-am. Dar după cum am zis, mama e victimă colaterală, eu n-am nimic personal cu ea, știu că nu mi-a greșit cu nimic niciodată, mereu m-a susținut și nu știu, o să încerc să reglez situația dintre mine și ea, nu. Și eu cred că și între tine și tata este loc de reglat acolo. Este, repet, este mai ales greu, că n-are ce să... Tu în momentul în care vei părăsi emisiunea, tu vei face alegerea pe care o simți să o faci. Nu cred că stau mama și tata să... Eu nu. Să te închidă undeva. Nu. Doar ca să nu te duci cu iubita ta. Cum intervine aici când telefon. Când are nevoie, îl ajut cu ce mai pot, dar nu o să mai stau cum am stat până acum. Cu lacrimi în ochi și cu sufletul. Nu, pentru că... Dar credeți că... Nu știu, s-a schimbat foarte mult Sorin, că nu era Sorin. Dar credeți că s-a rupt ceva din legătura mamă-fiu? Nu știu, probabil nu vreau să-l condamn. Să-și ia iubirea și să meargă împreună. Să-și facă și la rândul lor copii și atunci
o să facă și diferența ce e un părinte și un copil. Pe de altă parte, timpul vindecă foarte multe. Să-l lăsăm să-și facă și familia. Vindecă dacă nu se mai pun paie pe foc, dar dacă se tot insistă pe un subiect, nu o să nici timpul nu mai afară vindecă. Cine ar putea să... Adică o să te sune tata, nu-i răspunzi. Normal. Îi lăsăm... Sună și acum, de exemplu. Colegii mei nu-i răspund. Ce să facă? Se plictisește. Așa, nu știu dacă se plictisește, că o fi având și omul altă treabă, nu? Nu știu dacă o avea sau nu. Probabil are prea mult timp liber. Eu nu știu programul domnului Gheorghe. Noi zicem să ne calmăm și să dăm pace și... Da, de ce ați simțit nevoia să-i spuneți doamnei Cristina că pentru să stea un pic știți de deoparte? Ce? Eu nu mai rețin când a fost domnul Gheorghe aici și eram lângă Cristina când ne-a spus lui Iza. Iza poate, poate reușește să... Ai zis eu că eram lângă tine. Nu lângă mine, lângă el. Iza, mai reții tu, că eu nu mai rețin. Așa, eu sfatul ți-a dat... Pentru că eram și eu cu Gheorghe? Eu aia vreau să spun, eu personal eram, eu nu mai rețin. Știu că tu cu el erai aia și pe canapea. O să vă explic? Deci ați discutat. Dar nu am nimic nici cu doamna Cristina, fiecare zi... Dar vă rog să luați mâna de pe la valieră și... Așa. Vreau să Dumnezeu să avem ceva una cu alta, pentru că eu mi-este dragă ca femeie, îmi imaginez prin ce trece ca mamă și ca părinte. Nu este ușor. Ați înțeles? Nu este adevărat treaba asta, că eu confirm ceea ce am zis și aseară. Eu am zis discuția care a fost cum noi suntem părinți și ne doare să ne gândim un pic și la părinții, la fata asta, pentru că eu consider că ei n-au nicio vină. Accept odată, accept de două ori cum ne-am emoționat toți atunci când a sunat și a zis... Supărat. Nu din cauza părinților Simona, că nu mă deranjează. Cum asta a fost discuția între noi. Simona, ce vrei că tu? Acum am văzut că nu s-a dat de la început. Tine cu Sorin. Nu, v-a deranjat, vă spun eu ce v-a deranjat, pentru că înainte ca eu să vorbesc de Sorin, când dumneavoastră ați zis, Cristina, tu vezi de treabă... Că da, am zis că eu durerea mea o am în suflet pentru copilul meu. Dar eu nu vorbisem ca să-mi văd de treabă, vă deranja că Sorin îmi povestește mie. Și atunci eu am spus, doamna Ana, când ne-am uitat la televizor exact ca acum, am aflat la televizor, Gheorghe stătea aici, noastră lângă el și Iza acolo. Iza spunea problemele ei care le avea cu Cristi. La un moment dat el se ridică în picioare de lângă dumneavoastră și zice: lasă-l, bă, tu nu-l vezi cum arată ăsta. Pe imaginele rețin, sunt, dacă le Iza, caută cineva, tu mai rețin, nu e nicio problemă. Plin de tatuaje, tu nu vezi câți băieți frumoși sunt în casa asta? I-a zis lui Iza, dar eu am văzut la televizor. Și atunci mama Ana nu e să zică, vezi de treabă, omule, că tu ai venit pentru copilul tău, n-ai venit tu pentru Iza sau pentru Cristian. Pentru că eu nu l-am auzit, eu mă știu păi că nu aici, eram. M-am uitat la televizor, nu l-am auzit nici eu. Poate n-a fost atent. Dar eu aveam problema asta într-o lună jumătate, răsuflam într-o lună jumătate. Nu am avut-o. Ce a spus Gheorghe în final, îl suni afară și discutați problema. Să suni eu, mă, soțul meu, dar de ce?